Acum ce? Eu vorbeam cu o fată la telefon acum. Aolo. Cu cine? Cu Mickey. Ai. Am întrebat-o, i-am scris așa. I-ai rupt inima lui Gigi. Și am zice, nu e chiar așa, cică. Ce pe apostea o să mă duc cu băiatul. Bebem. Bebem. Da? Dar de ce o ai notată, Mickey My Love? M-a prins, băieți, m-a prins. Poftim? De ce o ai notată, Mickey My Love? Păi, eu și cu Nea Gigi aveam niște glume din astea la început. Că... Da, ok, bine. Că o să-i fur gagica și din ele, știi? Și apoi a rămas așa înțeles. În telefon, gena. Am înțeles, nicio problemă. Ești ocupat și tu, știi? Poftim? Ești ocupat și tu, nu mai ai atâta timp să cu mai tine. Și schimbi. Da. Zic că e mult? Ioi. Dar tu ai ochii albaștri? Da. Și eu. Știu. Sar de acolo. Am mai făcut observația asta odată. Mă știi acolo la semn pe munte? Tot asta am zis. Probabil eram în gândul meu sau ce. Da. Cred că o să înveți să zbori? Ne, nu contează. Două complimente, de două ori mai bine. Aș vrea să te întreb ceva. Spune. Dar mie... Sunt așa, ți-am zis că sunt foarte rușinos. Stai liniștit, nu trebuie să fii rușinos pe lângă mine. Te-ai neapărat să zic, adică îmi doresc să zic treaba asta. Spune. Am emoții. Păi ce s-a întâmplat? Oh, shit. Here we go again. Aș vrea să... Mamă, ce mă dare piciorul ăsta. Na. A, o piciorul ăsta, mă dore rău piciorul ăsta, nu știu de ce, când cred că de la asta, cât am umblat pe la jaf pe acolo. Na, nicio problemă, n-are. Nu-i problemă. A, mă lor. O să mergem la medic. La doctor? Da, păi, dacă te doare piciorul, dacă nu, îți fac un masaj. Aolo, cine e ăsta? Cine e ăsta? Vine aici la mine, vine aici la mine, sări aici. Păi să nu spui că a venit Andrei. Lasă-te jos, lasă-te jos, lasă-te jos. Stai jos. Asta e Andrei. Vino după mine. Hai după mine când îți zic. Băi, de ce nu vii după mine când îți zic? Andrei, tu ești! Ce fac vrei, bebe? Pune-te în genunchi. Băi, lasă-o în pace, bre! Taci, compuși. Te rog, bebe. Ce bebe cu fața asta? Bebe, ajută-mă. E, așa vezi tu că ești bombolo. Bebe, hai să zic eu cu o
Ai chemat poliția? Da. De ce? Nu știu cine e. Nu știu. E poliția. Un coleg de-a meu. Pe bune, nu e niciun moderator? Colegii, pare usică. Băi, dă-i pace, băi, lua Amalia, ce ai cu ea? Ea va trebui să fie executat. Potolește-te că nu se poate întâmpla asta decât peste cadavrul meu. Da? Vrei să vezi că acum o împușc? Andrei. În secunda 2 ți-am zburat creierii în oraș de aici. Și eu pot să zbor aceeași creier. Știi că sunt rank ofițer 1, de la ofițer 2 am avansat. Nu mă interesează gradele tale de bombalou. Da? De bombalou, mă? Stai aici sus. Aici sus, bre, aici sus. Băi, îndepărte, hai, Marusic. Amalia, ridică-te și hai să nu, mergem. Nu, plec de aici, plec, băi, da. Bă. O împușc. Nu. Plec de aici. Zici să plece cu elicopterul, că îl împuși pe ăsta cu elicopterul. Nu. Îl împuși dacă ce se aterezi. Ce-o Amalia? Dacă tragi un glonț pe elicopter, o trag în Amalia. Andrei, nu mă de faci. Ce faci asta? Băi, dacă tu îl împuși pe Amalia, eu îl împuși și pe tine și pe ăla din elicopter. Hai, Amalia, ridică-te să mergem. Bă, plec de aici, te împușc. Băi, te împuși, mă. Băi, te împuși și eu pe tine. Ui, te împuși. Bă, nu. Pune-te înapoi. Bă, las-o. Colegul. Domnul polițist, pleacă de aici că te împuși. Nu. Îl împușc. O împușc eu pe Amalia. Plec te de aici. Rog, Andrei, te rog. Băi, pleacă de aici. Bă, uite și tu în ce situație m-a băgat, bă, uite și tu în ce situație m-a băgat, bă. Băi. Plec de aici. Andrei, te rog. Dar bă, ce treabă ai cu noi? Hai, Amalia, du-te, du-te încolo. Băi. Andrei. Băi, nu trage că te împușc. O împușc. Andrei. Împușc, bre. Andrei, te rog. Dar ce-i cu ea, măi, fraiere, ce ești? Dă-i pace. Bebe, dacă te rog, pe mine nu mai lăsa să fiu fericit, nici eu, voi doi nu o să vă las să fiți fericit. Te-ai dus la Nea Florin, ai vorbit cu el, ți-a zis despre Amalia? Nu ți-a zis. Las că o să-i trimit eu aceste imagini. Te aștept. O să-i arăt tot ce-mi faci. De el am fost scos. Lasă-ne. Te rog, lasă-ne. Ai fost scos din poliție? Nu. Spune adevărul despre tatuaj. Spune adevărul. Dacă răspunzi greșit, îți trag glonț în cap. Spune, hai de față și cu bebe, care e adevărul despre tatuajul cu infinit? Spune că zici numai bălări. Ce vrei să zici? Stai așa, zi adevărul cu tatuajul cu infinitul. Tatuajul cu infinitul. Băi, zi adevărul cu tatuajul. Pentru amândoi. Ai auzit, bebe? Ai auzit? Când l-am făcut, am spus că îl facem. Pentru că vom fi la infinit prieteni. Ce ai zis? La infinit prieteni. Nu așa am spus și atunci. Nu. Băi, cum nu? Așa am spus. Bă, nu mai minți, mă. Băi, nu mai trage, dă-i pace. Te rog. Păi, bebe. Hai să lăsăm armele jos, hai să avem o discuție. Eu nu înțeleg o chestie, Andrei. Cu tine n-am putut purta niciodată o civilizație. Carci, că când l-ai văzut pe bebe, ai văzut repede care bani și te-ai dus la el. Că asta zici și Florin, că ești pe bani. Așa zici și Nea Florin. O discuție civilizată. Ei, dă, nu sun. Ia să lași arma, poți să faci ce vrei, dă, nu sun eu pe Nea Florin. Eha! Dacă-l sun ce? Lași! Alo, Nea Florin, ce fabri? Auzi, bre? Da, Florin. Băi. Fugi. Băi, rămâi aici că te împuși dacă... Rămâi aici. Alo, Nea Florin. M-a amenințat Nea Bebe, bre. M-a amenințat Nea Bebe acum. Ajută-mă. Are pistolul în mână și m-a amenințat. La observator. Ce? Pune-te în genunchi că te împușc. Pune în genunchi, bre. Au atras. Rău-i acolo. Trebuie să sar de aici, băi, n-am ce să fac. Au. Băi, eu sper că Amalia a fugit pe aici. A, uite-o în față, hai. Cred că e.
La cine mai e, mă, că unul ăla de fuge pe acolo, mă? Oricum, aia. 500 de la Iulian. Iulian, te pup, îți mulțumesc foarte mult, Iulian. Încerc să ajung la mașină, băi, să deschid mașina. Trage, bre. Am tras, mă, n-am văzut că am tras în ea. Bre, tu ce cauți, bre, pe aici? Ha? Să nu vorbești cu mine. Prima e supărat, bă, de ce mă vietnamezul? Bre! Brenea Gigi. E Andrei aici, cred că a răpit-o pe Amalia. Cred că a răpit-o pe Amalia, băiți. Am chemat toată mafia, să știi. Da, dar vezi că o să vină și poliția. Că Andrei Bombalou l-a sunat pe Florin și a spus că l-a amenințat cu armă. Am înțeles. Ah, atunci hai să ne retragem, bre. Ce facem? O dăm cu poliția aici? Yes, sir. Nu avem arme. Hai să mergem, hai să ne retragem. Sau avem? Nu, unii dintre noi au. Am putea să... Faza e... Tibi, aici tu armă la tine. Am eu, ne-a Tibi! Tibi! Asta doarme, mă, odată ai trebuit cu el și doamne. Nu e Tibi. Ha, nu e Tibi, cum, nu mă? Nu, seamănă pe Tibi, dar nu e. Bebe, am eu armă. Bună ziua, bebe. Hai să ajutăm atunci, veniți în coace. Să dau Mickey mesaj, da, am uitat, acum... Sunt alte lucruri importante. Mafia, băieți, mafia în spate, n-are nimeni ce să-mi facă! Nu mi-e frică nici de poliție, nu mi-e frică de nimeni, am băieții de elită în spate, n-au ce să-mi fac. O dăm cu ei, ne-o dau, îi bate, le sună apa în cap. Băieții cu armament, n-are, să zic că-mi fac. Aoleu, mi-a dat mesaj, bebe, m-au luat cu elicopterul. Hai să plecăm repede aici, că s-ar putea să vină poliția. Hai să plecăm repede de aici. Mamă, ce săritură am făcut. Gradul 16. Vedeți să nu rămâneți pe acolo, atârnați. Hai, ticule, hai, da. Ia uite-mă. A, ai făcut spăr la viața ta, vre? Am făcut numai carpații. Poate e poliția aici la ușă, băi, că eu spune la ușă. M-auzi niște mașini? A, nu, sunt ai noștri. Încotro. Nu știu, hai la casă să vedem ce se întâmplă. Buenos dias. Băi, dar eram... Mi amigo. Nu e ok ceea ce se întâmplă, Andrei, că eram și noi... Tu știi că eu voiam să o cer de soție acolo când ai apărut tu? Ți se pare ok ceea ce se întâmplă? Și ai stricat tot momentul. Da. Când ai vrut tu să o cer pe dea polițistă, eu am fost acolo, te-am ajutat. Când ai fost breac? Când ai vrut tu să o cer pe dea polițistă. Nu, ți-am dat sfaturi? Păi nu, dar ți-am dat sfaturi la telefon, serios, sună-mă. Eu eram prietenul tău, uite ce-mi faci. Se va duce la închisoare, colaborare mafie, îmi pare rău. Băi, mă duc și-o scot de acolo. E? Mă duc și-o scot de acolo, nu mă fă că iau tancurile și intru peste voi în poliție, dați-i drumul de acolo. Ia că mă duc eu direct la închisoare, nu mai duc la secție, gata. Hai că am treabă, pa. Bă, ăsta ce o duce la închisoare? Cum vrei să o ducă la închisoare? Nu-i normal la cap? Să-l împușc în cap? Ce am făcut, mă, frate, mă, de tot? Așa zice nebun. Eu zic să mergem direct la închisoare, să-l așteptăm acolo? Da. Hai să mergem la Jilava. Vrei,
vezi, văd fața foarte diferită. Cred că am ceva la ochelari. Eu zic să împărțim repede banii la băieți. Da. De la Jar, dar n-am primit bani. Stai că nu i-am primit. Eu n-am luat. Avea și Amalia pe ea bani. Hai să mergem repede la pușcărie. Hai. Pot urca? N-ai prins și tu mașina ta, avem nevoie de mașini. Hai urca dacă vrei, da. Pentru ora. Amalia are bani? Fugi la Jilava, gata, mergi la Jilava. Care ești cu mine mașina? Aurel. Aurele, da, nu, ce faci, mă, băiatule? Bine. Îți place la noi în organizație aici? Da, da. E nebunie, nebunie mare ce e aici. Dar dacă ajung să ne împrietenim, să devenim prieteni, e ceas. Hai de viața mea. Scuze. Ok, că nu pe aici, ok, că pe aici trebuie să mă bag. Pe aici, păi, nu, pe aici. Alo, da? Bebe, ești bine? Bebe, sună închisoare. Te sun de pe telefonul de la ăsta, la închisoare. Hai că venim să te scoatem acum. Sunt polițiști pe acolo, ceva? Nu, sunt în curtea asta aici. Hai că sunt aici cu băieții, acum te scoatem. Bine, dar nu știu dacă pot ieși din curte. Adică, na, nu știu. Pot te scot eu. Bine, sunt aici la curte, la sală. Ok, vin acolo, stai acolo. Bine. Păi ce? Vrem deschide ușa. Așa. Băi, să aveți grijă să nu ne atace poliția. Acum mergem acasă? O să vedem pe unde ne băgăm și noi. Pe ce? Ioi. Te-aș lăsa prinsă de 50 de ori doar să te salvezi de 50 de ori. Doar ca să primezi de 50 de ori. O deschis focul sau mi se pare mie? Au venit invitații de la nuntă. Ia, stai așa, rămâi în mașină. Da, nu pot să ies, stai cam. Doamne, ce prost e, mă. Opa, l-accident. Opa! Ia trageți, mă, în elicopterul ăla, mă. De ce poate să se apropie de mine fără să trageți în el? De ce naiba mai aveți armele alea dacă nu trageți în el? Doamne ferește. Ești bine, bebe? Da-ți, așa că e groasă treaba. Dați-vă așa că m-am săturat de ăștia. Mamă,
mama. Hai că nu asta mai spate. Nea, bebe, am venit. Ma, ia uite ce și-a luat. Mamă, mam. S-a dus. Salut. Salut. Nu, bă, cum? A, hai azi. Da, nu s-a dus. Urcă repede. Bebe, mai este loc. Nu, nu. Oricum, cred că au sărit din ăla. Mam, iar se aude. Cățelul? Da. Vrei să te bag cu el în portbagaj? Păi, ce-am zis? Păi nu, dacă vrei să-l vezi cum lată, nu știu. Da, nu. Îmi crezi că am făcut ceva rău. Nu. No. Doamne, feri. Ai fost fetiță rea. Ai fost fetiță rea? Nu, nu, nu. Bătai la poponeț. Fii atent ce-l ia Gigi pe ăsta, fii atent ce-l ia Gigi, fii atent. A, nu, că vine încet. A, am înțeles. Catifea. Aolo. 98554. Trebuie să-mi zici și pe cui mai erai acolo. Mamă. Cât aveai, mă? 9, 4, 5, 5, 4. 4, 5, 5, 4. Uite, l-am găsit. Și celălalt? Că nu-l scoate, lasă-l acolo câteva zile. L-am scos, mă, pe ăla. Gigi, pe drumul la drept, tu știi cum veneam din spatele tău? Ma. Deci dacă mai dădeam, cred că tot l-am din spate, dar urmea curba aia. Și zburam de helicopter, mă făceam. Helicopter. Păi cu cine erai, mă, Andrei, în ăla? Vasile, tu veniști? Păi dați-vă puțin de lângă mașină. Ală. Hai după mine. Cavalerul meu, Renz. Unde mă duc eu să cumpăr cutter? Bre, cred că am eu cutter. Ai cutter? Cred că am. Deocamdată nu cred că e nevoie. Da, uite, am unul. Intră tu în casă că vin și eu imediat. De la aici, dă-mi-l mie. Trebuie să vorbesc cu Gigi să dea banii la băieți. Ia cum ai o să zică și ciudă, dar e inovat, ok. Vezi, să te rogi la Dumnezeu când îl dai. Unde e Gigi? Nea Gigi? Dați și voi banii la băieți? Da. Băi, stai, dă-te un puțin ăsta mai încolo, domnul Ostatic. Tu vii după aia că îți dau eu banii. Bă, dar veni și voi un pic mai încolo. Vino cu ce vrei aici să-ți dau banii, tu ești Ostaticul, nu? Ostatic! Vino încă să dau bani, că eu ce ți-am promis, așa da, fac. Da, știu de ce să ai până acolo, că asta e prim. Mulțumesc. Să-ți iei o mașină frumoasă, da? Da, mă scuzați acum. Păi eu ce mașină are ăla. Ce? Ce, îmi place că ești legată. Mam, dar nevasta asta ta era nebunită după KFC. De unde știi? A pus din alea pe-n casă?
Mai iau unul și jos peste garderobă. Las că eu mai știu pe una care voia să se îmbrace așa. Îți dai seama dacă te îmbrăcai așa și veneam aici la casă? Nu simțeam ca la KFC. Păi... Na... Din păcate nu poți să te dezleg, să știi. Dar cred că îmi face plăcere să rămâi așa. Aoleu. Păi de ce nu mă poți dezlega? Ia să încerc. Întoarce-te cu spatele. Roagă-te cu mine, că încep să tai și s-ar putea să se rupă. În Iordan botezându-te doar. Ai avut ghinion și lama caterului s-a rupt. Damn, ce fac acum? Mai cer eu nu. Te deranjează dacă rămâi așa încătușat, că pe mine nu? Păi da, cam da, că le-a strâns Andrei asta, măcar mai. Dacă vrei, te pot ajuta să te schimbi. A, păi, da, da, na. Te schimbi la pijamale și direct la somn, așa legată. Așa legată. Ia stai așa puțin. Cum se numea ăla? Cutter? Ia întoarce cu spatele. Deci s-au multiplicat? Wow! Ai, ai. Acum poți să te mai ajut să te schimbi? Ai mâini de aur. Da, nu, că mi-am place să dorm. Eu vreau să mă pun aici pe pat puțin. Okay. Mă asculți? Așa. Da. Cred că mai aproape un pic vreau să mă pun. Păi? Ce vrei să faci? Oh. Și așa că, dar nu pot aici, o să iasă să mă pun în pat, că nu vrea. Nu e dat. Nu poți ce? O să mă pun aici în pat și tu o să-mi povestești ceva, că... Ce să povestesc? Nu știu, o să-mi povestești ceva. Ce? Cum de-ai făcut tu școala, cum a fost, ce prieteni ai avut, chestii de genul ăsta. Pentru că eu, în gândul meu, va trebui să... Gen, știi cățelul ăla din portbagaj? Aha. La o perioadă de timp trebuie să-l duc afară, înțelegi? Și eu în gândul meu, e un cățel din gândul meu și el cam are nevoie la... să-l plimb un pic, înțelegi? Și până mă întorc, aș vrea să stai tu de vorbă cu ochii mei, să nu adorm aici, înțelegi? Am înțeles. Crezi că te descurci? Ideea următoarea, până te întorci tu de acolo, de la plimbat cu câinele. Așa? Eu trebuie să mă duc să... Mă duc să visez și eu. Aoleu. Atunci mă duc afară să las acolo la băieți.